terminat, a început. S-a și terminat? S-a și terminat. Dar câte vouchere au fost distribuite? Nu știu. Așadar, discreție totală la Remat. Nimeni nu știe când vor sosi noi vouchere. Programul Abla s-a finalizat înainte de a începe, se pare, la Drobeta Turnu Severin. Dacă e în jurul acestor autoturisme pregătite pentru casat, se strânsese 10 de proprietari. Astăzi, la sediul Remat nu a mai venit nimeni, am aflat însă de la paznic că s-ar fi încheiat programul. Nu știm exact câte vouchere au fost distribuite, de fapt. În prima fază a programului Rabla de anul acesta au fost emise la nivel național 4250 de tichete valorice. Acordarea acestora se va face după același principiu ca și anul trecut. Primul venit, primul servit.